Bine v-am găsit, stimați telespectatori, în plan politic, e deja o liniște, întreruptă, nici măcar întreruptă de, ce, de colinde, sau nu, că n-au apărut încă colindele. Sincer să fiu, dimineață, de eu, cum mă scol, mă uit pe site-uri, după asta trece jumătate de oră, iar mă uit pe site-uri de știri. Dimineața nu aveam niciun chef. Zic, ce să-mi spună mie site-urile de știri? Avem guvern, are rectificare bugetară, bine, vacanța, o vacanță care va fi pe care eu pariez, deoarece sper că nu vor fi așa de mult multinaționaliști în birou ăla, multinaționaliști acolo în clădirea aia. Mă rog, dar până acum nu m-au deranjat. Și, după părerea mea, dacă aș fi gazetar activ, dacă aș conduce o televiziune, un site, te spune, bă, nu, gata. Sigur o să vină 1 decembrie, că poate că o să iasă niște tipi să demonstreze care erau acolo, care trădeau cu fundul de pământ, tot puși de USR. Nu, oamenii sunt acum liniștiți, fericiți, avem guvern, e stabil, e un general. Începe munca la 7, am înțeles, dimineața. Bun. Dar, pe plan internațional, poate vine un criv, nu crivăț, că vine despre sud. Deci vine un tsunami. Și anume, ia să vedem, m-am uitat așa pe televiziunile străine, am găsit pe Euronews varianta franceză și la cea engleză, cea franceză mi s-a părut un titlu senzațional, lumea se baricadează în fața Omicron. Ia să vedem. Plusieurs régions du monde ferment leurs portes aux voyageurs en provenance d'Afrique australe après la découverte d'un nouveau variant sud-africain hautement contagieux baptisé Omicron. Les États-Unis, le Canada, le Maroc ont fermé vendredi leur territoire à plusieurs pays d'Afrique australe, emboîtant ainsi le pas de l'Union européenne qui a recommandé aux États membres d'activer le frein d'urgence. La France. Ce e Omicronul? Omicronul este o nouă variantă, o tulpină a virusului 19 în Africa de Sud. Am întrebat și eu îndreaptă, am zis, dar de ce în Africa de Sud? De ce nu Thailanda? Nu știu, s-o fi ducând toți africanii acolo, o fi mare frecare, dar oricum atmosfera asta care s-a văzut și la Euronews de baricadare, control, Uniunea Europeană a anunțat că gata, oprește orice, tot ce vine de dincolo, din Africa de Sud, că omul și te lasă să urci în avion, sau că dacă ești în avion, cred că o aterizează forțat avionul. Îmi amintește de începuturile pandemiei, tot așa venea, ce venea din China. Ce ne spune asta? Ce ne spune valul 4, 5 și ne spune un lucru tragic? Că pandemia nu a fost nici mai înfrântă, nici măcar pe un sfert. Și atunci, sigur că, unu, Franța a anunțat că certificatul verde va fi dacă ai 3 vaccinări. Cei de la Pfizer spun că acest vaccin durează vreo 5 luni și după asta trebuie să mai faci unul. Deci la 5 luni trebuie să facem un alt vaccin. Începe omenirea, sau mai ales șefii, liderii lumii, să cam dea înapoi de la perioada în care vaccinul îl rezolva pe toate și au devenit în sfârșit conștienți că dacă vrei să rezolvi, vaccinul nu rezolvă decât un sfert. Trebuie să fie medicație, trebuie să fie măsuri de protecție. Oricum, în tot Occidentul bântuie o spaimă. La noi nu ați văzut. Acum, din potrivă, se dă drumul și mai mult. De ce? La noi, după valul 4, când au murit aia, au ajuns la concluzie și Iohannis și cu șefii, bă, în definitiv, mai rău de atâta, ce poate să fie? Nu s-a întâmplat nimic. Bun. O să vină valul 5, iar o să moară mii și cu tare, iar o să vină televiziunile, dar lumea o să obișnuiască. Exact
Noi începem să suntem prima țară din lume care ne obișnuim cu ceea ce se numește starea de război. Și în primul război, în al doilea război mondial, când a venit imediat după 21 iunie niște avioane rusești pe aici, aoleu, a fost o isterie întreagă, aoleu, ne bombardează. După asta a devenit în 44, bombardamentele erau așa la o chestie, bine mă, aha, în adăpost, ieșeau de în adăpost. Deci gata, probabil că așa ne vom obișnui și noi cu pandemia. A, băi, bine, 5, 6, 7, 8, 9. Ce ne spune însă asta? Mă țineți minte, cred că un an de zile de când a început pandemia, eu am pledat pentru dreptul omului de a pune la îndoială adevărurile oficiale. Acest drept e valabil nu numai în ceea ce privește doctrina marxist-leninistă, nu numai în ceea ce privește politica, morala, cum vreți, meteorologia, dar și în ceea ce privește sănătatea. De ce? Dar nu, toată lumea, adică cei care au apărat acest drept împotriva cenzurii, împotriva călcării în picioare, acelor care puneau întrebări, apărătorii au zis, doamne, e dreptul omului, nu, și se opunea acest drept de a pune întrebări, de a gândi, de a te îndoi, de a libertății de expresie, era contracarată cu libertatea de a trăi, cu dreptul la viață. Bă, dreptul la viață este pe primul loc. Nu e adevărat. Păi dacă ar fi dreptul la viață, atunci sclavii Spartacus de ce s-au mai revoltat? Că trăiau. Bă, chiar bine. Dacă dreptul la viață este cel mai important, atunci cei din Coreea de Nord nu trebuie să mai lupte. Atunci de ce zicem că în Coreea de Nord ar trebui să fie democrație? Că stau mutreșii. Dacă dreptul la viață e cel mai important, de ce a mai fost decembrie 89? Ce n-am răstit la Păceau? Și cât de bine de rău tream, nu muream. Deci, oameni buni, hai să fim serioși. Libertățile nu se ierarhizează. Nu există o libertate care să o cenzureze pe cealaltă. Deci libertatea de dreptul la viață nu este un drept, este dreptul la viață de sclav, dreptul la viață de râmă, dreptul la viață de nevertebrat. Dreptul la viață este, se asociază sau se unește sau e dublat de dreptul la a avea coloană vertebrală. Dar te întrebă că și râmele trăiesc, și șopârlele trăiesc, și pisicile trăiesc, și vacile trăiesc, dar nu-și pun întrebări. De ce este foarte important să ne punem întrebări? Se vede acum. Când a apărut vaccinul, aoleu, ați văzut, festivități cu tare și bă, dar poate că nu e așa de eficient. Cum? Îl pui la îndoială pe Pfizer, pe Ursula. E, uite că acum ei vin și recunosc ceea ce unii oameni care au avut curaj să se ridice în picioare și să nu trăiască niște lucruri, m-au pus întrebări. Și acum oamenii care și-au exprimat scepticismul și au fost călcați în picioare și terfeliți și înjurați și făcuți și de rahat și de ăla cu tare că sunt criminali. Nu, s-a dovedit că au dreptate, că iată că ei recunosc că vaccinul nu e eficient în forma în care au prezentat ei. Când oamenii normali, oamenii care nu vreau să fie râme, oamenii care nu vreau să fie șobolani, șoricei, șerpi, târătoare, spuneau, bă, cum triste gânditoare, cuget de ce exist, mă îndoiesc de ce exist. Așa spune, cuge de ce există, nu zice există, nu are importanță. Când mă duc care cuge, înseamnă că îmi pun îndoieli, îmi pun întrebări. Când se puneau întrebări în legătură cu pandemie, nu, doamne, vine vaccinul și gata, cine nu-i împotriva și gata, se rezolvă. Nu se rezolvă, vine încă un val. Deci, acum ei recunosc cei care ne luau dreptul la libertatea de a vorbi, de a pune îndoieli. Eu nu sunt nici autorul conspirație, nici antivaccin, nici sunt un om care pune întrebări. Și am pus întrebări și iată că unele întrebări își găsesc, unele întrebări și le pun și ăia care ne spuneau nouă să nu ne întrebăm. Și anume, spune următor,
avem o problemă cu vaccinul. Poate trebuie dublat vaccinul de ceva. Ca și au zis, pentru că principala responsabilă pentru, responsabil pentru ce se întâmplă acum a fost chestia cu fidelizarea vaccinului. Bă, te-ai vaccinat odată, spune. Odată, acum nu e de ajuns, de trei ori nu va fi. Bun. Și însă, constată însă o spaimă mai mare a Occidentului față de Omicron, față de valul 5, față de valul 6, decât a fost față de primul val. Eu cred că dacă omenirea, ca și cum ați deci oamenii s-au obișnuit încetul cu încetul cu războiul, cu război, cu bombardamentele, cu raționalizarea. Dacă și în România, bă, ăsta-i, suntem, mi s-ar spune, bă, pandemia mai durează până în 2030. Bine, mă, adaptați-vă la viață și până așa fel faceți-vă o viață încât să purtați masca. Asta e. Dacă nu dublezi vaccinul și ăla, dă medicamente, dă ăla, ajunge situația. Cum era? A, zic, bă, gata, s-a terminat, sunt vaccinat de trei ori. Unul de două ori, mă, dă gata, m-am vaccinat toate. Uite că nu e. Deci, asta e. Tot ce se întâmplă acum, recunoașterea faptului că vaccinul nu mai are putere după 5 luni. Recunoaștere arată, dovedește că omul are dreptul să-și pună întrebări, pentru că omul este principiul trăistei gânditoare, cuge de ce există, mă îndoiesc de ce există, mă întreb de ce există, da? Această prostie criminală că dreptul la viață înlătură toate celelalte drepturi ale omului este o prostie. Pentru că drept la viață au și animalele și cu toate acestea, da, la ele nu nicio problemă, nu sunt deprimit pentru că ele nu au libertate de gândire. Dreptul la viață nu poate fi contrapus și nu poate fi dominant în numele vieții, pentru că depinde și ce viață trăiești, am spus. Din punctul ăsta de vedere, atunci sclavii trebuie să fie fericiți, că trăiam, nu-i omora nimeni, erau foarte buni forță de muncă, da? Așa. Am spus la... Am avut afară la Alef News și distinsa Monica Mihai, a devenit acum, e brunetă, bine, era brunetă acum, da, se poate să aia blondă. Și am spus că am analizat, am trecut în revistă pericolele acestei coaliții în care nu cred. Nu cred că va supraviețui, probabil până pe februarie, până se dă posibilitatea moțiunii de censură, oricum, până la 1 ianuarie, nu mai lucru nu se va întâmpla. Și a spus că unul din agenții care va lucra din greu împotriva acestei coaliție împotriva acest guvern va fi unul numit Florin Câțu. Și el este foarte primejdios. Este președintele PNL și șeful Senatului. Periculositatele constatează că el nu-i fățiș. El e din ăla, pac, 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 pac. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat azi, cum a încercat Florin Câțu să îi dea o copită lui Nicolae Ciucă și prin asta guvernului. Bun, ia să vedem știre. Avem primul conflict major al actualei coaliții de guvernare, un război pe bani, după ce guvernul condus de fostul premier Florin Câțu a formulat un proiect de ordonanță de rectificare. Noul guvern condus de Nicolae Ciucă și ministrul finanțelor au elaborat un alt proiect de rectificare, iar acum Florin Câțu a cerut o ședință de urgență a coaliției ca să vadă exact ce schimbări sunt și să fie aprobate mai întâi în acest for. Mădălina Mihalache vine cu mai multe informații. Bun găsit, Mădălina, banii sunt problema. Coaliția cu cei trei președinți vrea să controleze tot ce se aprobă mai înainte în guvern.
Da, Andreea, bună ziua, bun găsit tuturor. Nu era prevăzută o astfel de ședință a Coaliției de Guvernare. În protocolul de alianță se prevede că ea are loc săptămânal, însă poate avea oricând la solicitarea unuia dintre liderii Coaliției de Guvernare. De data aceasta, Florin Câțu a cerut această ședință a Coaliției de Guvernare înainte de ședința de guvern în care ar trebui să fie aprobată rectificarea bugetară. Trebuie să vină noul ministru al finanțelor, Adrian Câțu, să prezinte rectificarea bugetară. Este nemulțumit Florin Câțu de faptul că deficitul bugetar a depășit 7%, spun surse liberale, pentru că el spunea că a lăsat un deficit mai mic de 7%, așa cum s-a angajat România pentru anul 2021. Deci, iată, vedem primul conflict major în cadrul Coaliției de Guvernare. La ora 12 ar trebui să aibă loc această ședință a Coaliției și se va desfășura la Palatul Victoria. Da, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc, Mădălina! Așadar, astăzi trebuia făcută rectificarea bugetară. O chestiune, pe de o parte, vitală, pentru că trebuia azi vitală, mâine sâmbătă, oamenii au plecat în vacanță, nu erau bani de pensii, trebuia rectificare, da? Ce zice nenea Florin Câțu, Câțu-Mâțu? Domnule, stai puțin. Rectificarea asta nu poate să o facă guvernul până nu o discutăm în coaliție, pentru că, vezi, Doamne, el, guvernul lui, a lăsat un preț. Păi știi ce înseamnă asta? A, bineînțeles că Ciolacu a zis bine, frâne, dar a venit Ciucă și i-a dat cu flit. Și a fost corect. De fapt, el nu era lui grija de rectificare bugetară. Unu, el, grija lui era să amâne rectificarea, pentru că dacă se întrunea coaliția, discuții, cu tare se amâna și guvernul ăsta pășea cu stângul, că una din angajamentele luate chiar ieri a fost că azi e rectificare bugetară, începe vacanță. Ați văzut, bă, ce șmecher, bă, ce ticăloșie. Noroc că bă, da peste la Ciucă. Și așa va face. Bine, pe de-o parte și voia să arate. M-am plictisit de Florin Câțu, care el este marele geniu al finanțelor și el trebuie să fie, deși avem un ministru al finanțelor, domnul Câțu, el trebuie să fie supervizorul. Deci am dat noroc că n-a ținut conținut, pentru că dacă trebuie să întrunea coaliția și nu știu ce e, și oricum seamănă rectificarea, care era primul semnal? Pășit cu stângul acest guvern. 2. Pe vremea lui Ceaușescu, faptul că nu se punea de sărbătorile de iarnă luminițe și ăla era un coșmar. Treceai în străinătate, vedeai pe la televizor, mai vedeam că lumină cu tare. Anul acesta în București, pe calea Victoriei, Champs-Élysées românesc, nu există niciun luminiță. De ce? Pentru că Nicușor Dan a spus că să se ocupe de luminițele astea primare de sector și pentru că Clotil Darman, userista, da, aia care voia să facă, încă o dată nu o să uit acest lucru, o pistă de biciclete, un de plimbare cu bicicletele, nu de biciclete de mers ca în Occident. În Occident, bici. Păi aia, pista e de mers cu bicicletă, omul pleacă de acasă și ajunge la serviciu și invers. Pentru că era pe malul lacului și în anumite momente era prea mică poteca aia, zicea că să facă un fel de ponton și să meargă pe apă. Dă-i seama. Ei, ea a zis că nu dă nicio luminiță și afel avem unul dintre, deci calea Victoriei, dacă mergeți acum pe calea, eu nu știu cum am dus cu la Lefnius, stunecime pe calea Victoriei, pe calea Victoriei, mă, ea n-a înțeles nimic. Bă, românii ăștia sunt amărâți, au cu tare, bă, dar iese și el și vede luminile alea cu tare. Ăla, Nicușor Dan, ia să vedem ce a făcut el cu târgul de Crăciun.
tuturor! Atmosfera este una de sărbătoare aici, în inima Bucureștiului, adică în piața Universității, unde este amenajat Târgul de Crăciun, organizat de Primăria Capitalei. Departe, cel mai atractiv este bradul din spatele meu. În urmă câteva momente s-au aprins și luminițele de Crăciun și bulevardele principale din capitală sunt iluminate festiv. Trebuie să știți că în acest an se plătește o taxă de intrare și anume dacă achiziționați biletul online veți plăti 5 lei. Dacă îl achiziționați de aici, de la fața locului, veți plăti puțin mai mult, adică 7 lei. Intrarea se va face pe baza certificatului verde, astfel au acces doar cei care au trecut prin boală sau cei care s-au vaccinat. Aici sunt foarte mulți comercianți, unii vând mâncare, alții vând obiecte decorative, iar dacă vreți să combateți frigul de afară, puteți să vă cumpărați vin fiert. Vedeți în imagine acum cum unii oameni cumpără vin fiert pentru a se încălzi. Și sunt și produse de sezon, cum ar fi globulețe, clopoței, coronițe și decorațiuni. Așadar, dacă vreți să vă împodobiți bradul de Crăciun și vreți să cumpărați diverse ornamente, aici este locul potrivit să veniți să cumpărați. Târgul de Crăciun va fi deschis zilnic între orele 12 și 21 și va fi deschis până pe data de 26 decembrie. Sute de oameni au venit azi la Târgul de Crăciun deschis în jurul prânzului. Ai scris lui Moș Crăciun până acum sau încă nu? Da, și-am trimis-o la poștă. Deja clienții le-au testat, au început să le guste, să-și cumpere și sunt tare mulțumiți. Avem și caltaboș, tobă, lebăr, cârnați împletiți, jumări, șorici, de toate avem. Ne bucurăm tare mult. Pregătim la fel aici renumitele palembrău și alivencile moldovenești care le pot servi calde, apoi prăjitură, avem și produse de post. S-a mâncat copios, dar s-au făcut și cumpărături pentru lista moșului. Avem seringă, chei cu șuruburi, potcoave, care se spune că aduc noroc, patenți, foarfece, ciocane, tirbușoane, tot felul de minuni prelucrate dintr-o ciocolată naturală cu o concentrație de 60% cacao. Atmosferă de sărbătoare e și la Târgul de Crăciun din Sibiu. Cu ce așteptați pe turiști? Pomenițe, ghirlande, punguțe cu fructe uscate, cu portocale, batoane de scorțișoară. Îi așteptăm cu globuri din sticlă, pictate, făcute de noi, care pot fi personalizate. Accesul la Târgul de Crăciun din Piața Mare se face pentru 30% din capacitatea locației. Se intră cu certificat de vaccinare sau cel care atestă trecerea prin boală. Aceleași măsuri sunt și în București, măsuri de la care sunt însă exceptați copiii sub 12 ani. În plus, la cel mai mare târg de Crăciun din centrul capitalei, accesul se face pe bază de bilet pentru adolescenți și adulți. 5 lei costă biletul online și 7 lei la ghișeu. Feliz Navidad! Ați văzut. Ați văzut ce a făcut. Deci, el, peste tot în lume, târgurile de Crăciun sunt pe gratuite. Plătește primăria, amenajările și cutare, iar ăia de acolo, nu știu, vând turtă, dulce, omul intră să cumpere ca să mănânce. Să cumpere. Păi zice, să dai eu mă 7 lei. Adică, nu știu, poate să duci, dau 7 lei, am și cu neobligativitate certificatele verde, ca să și apoi să dau 20 o tortă dulce. Adică dai 7 lei dacă în afară de a mânca tortă dulce și a vedea, nu știu ce, beculețe, nu, a mânca cozonac sau a bea un pahar de vin, dacă acolo ar fi, nu știu, striptease sau filme pe Netflix. Zic, bă, m-am dus acolo, e pe gratis filmul, dar am plătit la intrare. Este... Cine este Nicu Șordan? Primarul SR. Nu, nu scăpăm de ei. Azi, deci, oamenii, începând de azi, l-au pune la munte. Paoleu, eu nu mă duc. Coadă cu tare, toată lumea s-a dus, pleacă din București cu tare. Singurii care scriu pe Facebook sunt useriști. Și numai prostie la Stelian Ion, iar a zis cu secția specială, băi oameni buni, băi oameni buni, băi cioloși, băi voi sunteți normali. Cine are timp de secția specială acum?
Cine se preocupă de politică? Vorba lui Gabi Antoniu, când am ajuns la Levenul, ce liniște? Zic, nu, Gabi, nu e liniște în redacție, e numai teme. Da. Sunt absolut incapabil să se adapteze la poporul român, la realități, la viață. Nu face mie lumini pe calea victoriei și un întuneric cu tare, ăla ne pune să plătim 7 lei intrarea și în același timp au o preocupare. Și pe ăsta, nu știu, de ce la șefa comisiei juridice a fost avocată și a apărat interlop? Păi băi, nene Cioloș, uite-ți, domnul Dacian Cioloș, foarte frumos, da? Pot să vă pun și eu o întrebare. Când erați, ați făcut armata la securitate, nu în sensul că era securitate, bun. Și acolo ați păzit-o pe una numită Doina Cornea, da? Păi și noi nu trebuia să vă, adică nu trebuia să fiți președintele USR deoarece ați păzit-o pe Doina Cornea? Nu. Așa și doamna respectivă, doamna Vicol, și este avocat. Și avocații apără pe oricine. Valeriu Stoica, liderul libertății dreptei, apără pe oricine. Apără și căcia, cum îi zicea un interlop. Păi, poate să vorbea interlopul, că îi dădea bani. Deci asta este misiunea avocatului. În felul acesta, o să spun așa, ia stați un pic, mă. Rafael este doctor, da. O să descoperă ăștia de la presa tefelistă, useristo-tefelistă, că Rafila a vindecat pe unul care după asta, nu știu, a furat nu știu ce. Medicul, avocatul, profesorul, când e în clasă, deci vin în clasă și unui băiat un interlop. Și profesorul nu-i predă, zicem, nu, bă. Deci, nu poți să fii pentru că a predat la interlop. Și este misiune, nu are nicio treabă. Da, mă rog, ăsta este USR. N-au înțeles nimic și așa vor rămâne. Păi, adaptează-te, mă, la România, asta. Nu-mi pui lumini, că oamenii vor și eu lumini, pe calea victorii. Nu pe maghiar am nevoie, pe calea victorii. Magazinul, știți că calea victorii s-a schimbat mult, s-au deschis foarte, foarte, foarte multe terase, asta îmi place. Sigur că fiecare ce magazinul de fontă și-a deschis terasă. Dar e frumos să știți. Am venit într-o zi de la piața, am ajuns la piața Revoluției și am ajuns până aici, în parcul Ghica. Foarte frumos. Peste tot, terase, adică scoate acolo pătrătoar, 3-4 mese, da. Tocmai calea victoriei între piața Victoriei și piața Revoluției n-are un bec. Păi, tocmai asta trebuie să fie. Nu știu, eu cred, dacă aș fi acum comerciantul, cred că comercianții ar trebui să pună, nu știu, ferestre pe acolo. Băi, dă-mă, e așa de, e groaznică. Mă simt că la Găgești pe uliță, nu e nicio lumină. Ba la pe Găgești e chiar lumină, că e becul municipiului, becul ăla sătesc. Dar nu-și promit că mâine seară vom avea evenimente politice. O să vorbim fiecare seară, că avem subiecte. Dar nu promit, dar oricum omenirea s-a baricadat, vine Omicron.